Un expert în tehnologie și futurolog, cunoscut pentru că a prezis era iPhone și alte progrese tehnologice, a făcut noi predicții șocante și uneori alarmante într-o nouă carte, conform Daily Mail. În cartea The Singularity is Nearer, informaticianul Google Ray Kurzweil prezice că oamenii vor deveni cyborgi nemuritori până în 2045. De asemenea, prevede că avansurile în inteligența artificială EA vor permite reînvierea celor dragi și conectarea creierului nostru la tehnologia cloud, ceea ce el numește a cincea epocă a inteligenței umane. Singularitatea este conceptul conform căruia IA va depăși în cele din urmă inteligența umană, transformând fundamental existența umană. Kurzweil afirmă că copiii născuți astăzi vor absolvi facultatea la momentul în care va avea loc singularitatea. În cele din urmă, nanotehnologia va permite extinderea creierului nostru cu straturi de neuroni virtuali în cloud, făcând posibilă contopirea cu IA. El consideră că aceștia vor fi cei mai interesanți ani din istorie. Kurzweil susține că progresele recente în IA, cum ar fi ChatGPT, confirmă predicțiile sale din cartea The Singularity is Near din 2005, indicând o traiectorie clară. Morții vor reveni la viață. Kurzweil crede că IA va permite aducerea înapoi a celor decedați, mai întâi sub forma unor simulări capabile să reproducă o persoană, iar mai târziu și sub formă fizică. De mai bine de 10 ani, el încearcă să-și aducă înapoi tatăl decedat folosind IA, creând o sosie robotizată, bazată pe scrisorile și compozițiile muzicale ale acestuia. Kurzweil anticipează că până la sfârșitul anilor 2020 vor exista recreări non-biologice foarte realiste ale oamenilor, urmate de corpuri vii. În cele din urmă, replicile artificiale ar putea fi găzduite de corpuri biologice augmentate cibernetic, crescute din ADN-ul original. El prezice că oamenii vor migra către corpuri artificiale mai avansate decât cele biologice, astfel încât până în anii 2040 va fi posibilă crearea unei copii complete a unei persoane. Oamenii vor deveni de 1 milion de ori mai inteligenți. Kurzweil spune că ne aflăm în pragul a cincea epocă a inteligenței, în care oamenii se vor contopi cu mașinile, declanșată de IA și chipurile cerebrale dezvoltate de companii precum Neuralink. După 2029, el prevede că inteligența umană se va multiplica de milioane de ori prin conectarea directă a creierului la mașini.